Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dimineața eu propun să fie alegeri în fiecare an. Serios. Pentru că înainte de alegeri, toți politicienii se apucă de treabă. Sunt primari pe care ne-a văzut alegătorul... Niciodată, practic. Practic, de 3 ani încoace, nici nu știam cum arată primarul respectiv. În București e efervescență. Zici că e, practic, întemeierea urbei. Se peste tot, sunt șantiere, nămoale. Și peste... Toate astea, Nicușor Dan e permanent tuns, ați văzut? Da, și asta, adică da. Nu mai are părul mare, nu... Câștigă și industria cosmetică. Zici că e megastar, apare în fiecare zi, pe peste tot, face glumințe. Am văzut pe panouri de la Stradale, în filme, povestește ceva. Am văzut astăzi, dacă veneam, am văzut, m-am și speriat. Era un panou cu el, un panou de la cu LED-uri pe stradă, era Nicușor Dan. Și vorbea. Nu s-auzea că n-avea unde să se audă, dar el vorbea. Măcar subtitrați-l. Știi pe cine n-am văzut deloc acum, în pică Fisa? Că și al meu de la sectorul 2 e foarte prezent, face fel de fel de filmări. Pe doamna Clotilde. Da, mă, care era foarte prezentă cu 4 ani. Era foarte vocală. Că eu o țin minte, dar cu 4 ani că a vorbit mult. Da, așa, n-o stârni că n-are nevoie de amplificare. Nu e adevărat, dacă ești, de asta nu prea are acces. Că unde, la ce televiziune să fie primită, dar pe Twitter, nenică, pe Twitter, pe Facebook e rupere. E pe Twitter? Este? Da. Se ceartă, se bate cu toată lumea, este... E cu domnul Musk, o să mai fie pe Twitter. Și primarul meu de la 2 e pe... Mi-apare de câte ori deschid Facebook-ul. Primarul tău de la 2? Deschid, dar când îl deschid, hâț, mi-apare cum... Primarul tău de la 2. Da. Deci eu cred că te-a cucerit. Pentru că am citit că hrănirea porumbeilor ar putea fi interzisă în sectorul 2, potrivit unui proiect de hotărâre. E asta, da. Asta schimbă cu totul și cu totul. Da, deci asta este știrea transmisă de B365.ro. Așa. Bucureștenii, acum e în consultare publică, bucureștenii sunt invitați să vină cu propuneri și sugestii până pe 10 aprilie. Adică eu aici m-am blocat, deci... Adică pentru stârpirea porumbeilor? Sau? Nu, deci... Nu. Pentru... E așa, hrănirea porumbeilor ar putea fi interzisă. Veniți cu propuneri sugestii. Propuneri sugestii cum să nu-i hrănim. Da. Cum adică, cum să te hrănim, ori nu-i hrănim. Cum adică să dacă nu-i hrănim brusc, nu-i hrănim treptat. Da. Ei sunt obișnuiți să fie hrăniți. Da. Îi băgăm în fasting, practic. Da. Asta zic. Nu-i hrănim deci... la 10 ore, da. Deci dacă aveți propuneri și sugestii despre cum să nu fie hrănit porumbeii din sectorul 2... Da, proiectul de hotărâre a fost lansat, se precizează, ca urmare a sesizărilor primite de la locuitorii sectorului 2. Ăsta se face că nu știe locuitorii. Ia uzi, nu, pe bune, ia uite un proiect nou. Crezi că a dat anonime? Da, un cetățean preocupat, un cetățean îngrijorat. Mai eu știu la mine exact cine hrănește porumbeii, deci primul dosar e scris. Să vină, să ridice pe doamnă. E în vârstă, dar asta e viața. Ce să facem? Lege e lege. Dar în rest, în afară... O să apară, știi cum sunt organizațiile de poliție cetățenească, știi? Aia care patrulează noaptea după gărzile infractori. Gărzile patriotice, tati, cum era așa, odată. O să facă gărzile columbofobe. Da. O să fie foarte greu de stârpit hrănitorul de porumbel. Că asta e mai periculos decât porumbelul în sine. De ce? El îi dă porumbelului de mâncare pe pervaz. Da. La etajele superioare. Păi, porumbelul stă și pe pervazul meu, da. Unde nu găsește nimic de mâncare, ba chiar găsește ostilitate. Eu dacă văd porumbelul, bat în geam. Marș. Da? Dar el se întoarce. Și atunci, un posibil vânător de ăsta de hrănitor de porumbei, da, o gardă de asta patriotică, s-ar putea să mă acuze și pe mine. Mm-hmm. Că o să-mi vadă porumbelul pe pervaz. Dar de ce nu deschizi tu o mică firmă de catering, cum se făceau în pandemie, ca să trăiască oameni, cu ciulama de porumbel? Practic, organizezi niște mici voie capcane. Să, n-ai voie să le faci răutăți. Păi nu le faci răutăți, doar îi împiedică. Se împiedică în capcana, da? Și după aceea ei devin ciulama. Ai făcut vreodată capcană de porumbel? Nu. Te învăț. Cu cutie de carton, cu... Da, învăț, e simplu. Da, mă, dar ăștia vezi că eu... Deci, la mine cel puțin, unde e doamna care are și o fică, și un câine. Deci viitorul e asigurat. Deci acest binom feminin le oferă circa două roabe de boabe de porumb la săptămână. Da. Porumbeilor. Adică astea sunt gustări ce le dau restul pe... Da, aia mai zboară la cât de gras. Se mai ridică de la sol. Da. Și sunt porumbei crescuți la sol. Sunt unii care trebuie numai pe pervaz. Am ajuns aici și nu mă mai întorc. Dacă plec de aici, nu mai pot să zbor până atât. Și o digestie în consecință. Ce nu, ăștia n-au probleme de digestie, ăștia nu se constipă, ăștia pe cuvânt. De la porumb? Da. Nu, vedeți că de la porumb pare că e treaba. Pare să fie diuretic. Da. Exact. Îi planează. Sunt ca niște găini, practic. Da. Dar pare, doamna, planează cu teamă.
I-am văzut. Dau două, trei ture, se mai sucez, se fac că nu interesează și Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.